Steaua București Atletism, colanul de aur pentru Viorica Viscopoleanu. Campioana olimpică de la Ciudad de Mexico din 1968, Viorica Viscopoleanu a primit într-un cadru festiv la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român colanul de aur, cea mai înaltă distincție a forului olimpic din România. Fosta atletă și antrenoarea Stelei a ajuns acum la venerabila vârstă de 84 de ani, a trăit cu emoție ceremonia și a retrăit momente din concursul olimpic de la săritura în lungime. Mulțumesc pentru cinstea care mi se face, pentru onoarea de a fi aici, pentru tot ceea ce am făcut pentru această țară și acest sport. Doresc ca anul acesta, cei 110 ani de olimpism român, să fie cinstiți cu rezultate așa cum se cuvine de sportivii români la Jocurile Olimpice, a declarat Viorica Viscopoleanu. Pe lângă titlul olimpic, Viorica Viscopoleanu a mai cucerit medalia de aur la campionatul european din 1970 și a fost de 10 ori campioana României după retragerea din competiții. Viorica Viscopoleanu a antrenat la Steaua și a lucrat printre alții cu Monica Iagăr.